Bun găsit, domnilor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulin, alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul său, Avram. Bună, Bună Sorin. Mea, Bine m-am Am văzut, uh, s-au și dat niște amenzi pentru pirații din transport. În sfârșit uh, a început această operațiune de amendare a taximetriștilor pirat. Chestiunea asta este foarte veche, de foarte mulți ani de zile se întâmplă lucrul ăsta. Stau cetățeni la ieșirile din municipiu și fac uh, bani la negru. Pe când nu este corect pentru că sunt o grămadă de taximetriști care plătesc tot felul de taxe și impozite, și când vine controlul, tot la ei vine pentru că ei sunt acreditați și pot fi foarte ușor urmăriți. Pe când la cei care făceau la negru nu s-a întâmplat acest lucru, numai cu amenințări și cu avertismente. Este foarte bine că s-a luat această măsură. Eu Însă nu, nu sunt de acord cu un lucru, spunea domnul Harșovski. Da, corect să se facă stații taxi pentru cei care sunt autorizați. Și să stea trei sau patru cetățeni sau orice în mașină să meargă la Ipotești, la Lisaura, la Ilișești și unde mai merg ei. Dar domnul Hașovski spunea că e cu siguranță mult mai bine așa, pentru că omul se află în siguranță, fiindcă e vorba despre taximetri autorizate și oameni care au acreditări. Ori nu este așa. Firmele, companiile de taxi, ele au tot felul de acte trebuincioase pentru a face astfel de operațiuni, însă sunt foarte mulți șoferi care habar n-au ce este cu ei și am mai spus aici și poate domnul Arșovski în paralel cu corpul de control din primărie, cum se cheamă el acolo, deci în paralel, uh, rași uh, pirații, dar rași și pokemonii de pe taxi, ăștia care habar n-au ce e cu ei și habar n-au să conducă sunt niște băieți care abia au, cred că au primit permis de conducere. Nu, nu mai discutăm cum se cum? comportă, cum vorbesc, că nu știu adresele. Dar nu ești în siguranță cu ei. Și domnul Harșovski, dacă tot s-a apucat de treaba asta, să ducă până la capăt. Și se meargă la toate companiile de taxi Nici nu sunt multe. E bine asta dacă nu are dumnealui interes pe undeva și să-i verifice pe toți taximetriștii, pe băieții care stau la volan. Sunt unii care absolut nicio treabă nouă și ori te urci cu unul din salcea, te ducă ăla și nu știu dacă mai ajunge întreg, oricum unul care este acreditat este, este același lucru. Treabă, da. Deci ar trebui să facă și treaba asta. Da, am văzut din nou imagini cu doamna ministru Udrea. Îmi pare să se simtă foarte bine la noi aici. Da, de ce nu s-ar simți bine? Ea se împacă bine cu domnul Flutu. Ai văzut și susținerea pe care o acordă. Era astăzi un uh, interviu. Se știe că în toate informațiile politice mari există diferite fricțiuni. Sunt mai multe grupări, mai multe grupuri de interese. Sunt foarte multe orgoli. Și azi era un uh, interviu în Cotidianul Gându unde domnul Blaga spunea că el nu are nimic de împărțit cu Elena Udrea. Este o bătălie cruntă pe cele patru funcții de prim vicepreședinte. Șanse foarte mari să ocupe una dintre aceste funcții are Gheorghe Flutur și doamna Udrea a spus... Doamna Udrea e din gașcă cu domnul Flutur. Uh, domnul Flutur are și el acolo. Ca orice om care se află la vârful unui partid, ca orice om care se află într-o funcție importantă, ai și foarte mulți dușmani, nu? Și domnul Flutur are mulți dușmani în pdl lui, bineînțeles că nu pe față, pentru că are o funcție. Dar doamna Udrea este, face echipă cu el și nu de ieri, de astăzi. Se știe că doamna Udrea este pe filiera Traian Băsescu, deci o filieră importantă. S-a pus la un moment dat, problema că doamna Udrea ar putea ajunge unul din cei patru vicepreședinți. Am văzut că a spus că va candida pentru vicepreședinte, tocmai pentru a-i ține deoparte de aceste funcții pe cei care se află în, în guvern. Pentru că la aceste funcții tânjesc un Vasile Blaga, un Radu Berceanu și așa mai departe. Oare doamna Udrea, exprimând punctul de vedere al cotrocenilor acum, e clar că cele patru funcții de vicepreședinte nu vor fi ocupate de oameni care dețin funcții guvernamentale. Domnul Futur va fi unul dintre cei care va ajunge prim vicepreședinte. Am mai auzit domnul Falcă, parcă de la care este primar la Arad. Teodor Stolojan, care este europarlamentar. După mine nu știu ce mai caută Teodor Stolojan într-o funcție de conducere în PDR după ce a făcut câte a făcut. Și parcă era vorba despre Roberta Anastase, nu știu. Uh, și uh, e clar că se simte bine aici la Suceava. Întotdeauna a fost primită bine la Suceava. Au, de la Suceava au plecat foarte multe știri cu Elena Undrea și ei. Au făcut bine toate aceste vizite. Am comentat era aia, cu stupurile că am râs da. de faptul că cei care se află la putere în ultima vreme văd că sunt tot mai multe greșeli gramaticale, dar știi, e vorba aia. Așa, popor, așa, conducători, așa, conducători, așa, popor. Că dacă mergi pe stradă să vorbești cu cetățeanul de rând, lui se pare normal stupuri. Bine, poate știe corectează. că stup, poate că, da, și nu se vorbe, poate că știe stup, dar încurcă ouăle sau încurcă, încurcă altceva, știi, Oricum, la noi limba română este varză, școala este la pământ. Uh, și nu trebuie să ne ținem cu coada pe sus, că suntem uh, un pic, uh, mergem spre semi-analfabetism cu toți. Dar uh, și am comentat asta cu stupurile, oricum ea a revenit, uh, se pot face multe comentarii pe acest subiect. Eu vreau să remarc și am mai zis că decât un, uh, un închipuit cum este Vasile Blaga, care are numai talente pe, și care este interesat numai să-și vadă uh, de uh, toate învârtelile lui, de găștile lui și de a, așa mai departe, e de preferat Elena Udrea, care măcar vine la Suceava asta și vine cu un folos. Decât să vină Vasile Blaga să-și dea ochii peste cap și să-i strălucească ochii mai când vede sticla de afinată, mai bine Elena Odrea, pe cuvântul meu, dacă nu. E și o prezentă și, plăcută. Da, e, e, și acum trebuie să fii răutăcios ca să nu remarci. Eu nu sunt fanul femeii Elena Udrea, dar ceea ce face pentru Suceava, în altă parte nu mă interesează ce face face ea. Și nu pe partea politică, dacă e e complicat. Dacă a ministru, spun și ce a făcut pentru ce Și trebuie să fie răutăciun să nu remarci următorul aspect. Doamna Udrea știe să se îmbrace. Da? că acuma, dacă stăm, da, că de unde cam? are bani, că... nu, da. dar chiar era îmbrăcată cu foarte bun gustieri și, uh, mă, e o femeie umblată, adică ce să o mai întoarcem? S-a cizelat în timp, s-a dus colo, colo, au văzut cum merg lucrurile, știe când să vină cu balerini, știe când să vină cu cizmulițe Cristian Dior, și acum aștepta care întâlnirea cu, ma, cu Maica stareță de la nu știu cu care mănăstire, uh -huh. de fapt au fost de la trei mănăstiri Maicile starețe, a venit îmbrăcat adecvat. Era un costum decent și decent, elegant da, și da. chiar a, era îmbrăcat foarte bine. Și am avut uh, grevă de socializare în învățământ. A, asta de nu de... Să, până, asta e nouă. E nouă. Au fost japoneze, chineze, finlandeze islandezi, așa, o grevă de socializare. -am o avut. combinație. Da, e că... profesor evident că au o dreptate, că sunt bătaia de joc a guvernanților și ei sunt de 20 de ani de zile bătaie de joc și numai cu minciuni, cu manipulări. Ei nu sunt uniți și nu o să obțină absolut nimica. Dar asta cu greva de socializare, numai bine ar face o grevă de școlarizare. Că eu cred că e mai interesant. Și prinde bine tuturor până Absolut. la urmă. Absolut. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!